Haideți, bă, fraților, că Giginio crede în miracole. A spus că dacă batem Belgia, terminăm pe primul loc. De ce nu să ajungem și în finala Euro 2024? Eu l-am întrebat pe meme și mi-a zis dacă ajungem în finală. Meme a zis, bă, Gigi, tu ești nebun, dar de unde poți să știi ce se întâmplă în fotbal? Ne calificăm de pe locul 2 sau de pe locul 1 și jucăm cu Olanda, batem și Olanda, cum e Gigi. Batem tot, domnule, ajungem în finală, câștigăm finală. Da, e optimist Gigi, la fel ca și toți românii. Bă, fraților, avem șansa noastră, da? Trebuie să jucăm până la capăt. Ne permitem să visăm o victorie cu Belgia, înseamnă un bonus enorm pentru naționala României. Partida cu Belgia nu că ar aduce și calificarea în optim de finală, ci și un bonus financiar extrem de important pentru tricolori. Federația Română de Fotbal are deja în conturi suma de 10,25 de milioane de euro, 9,25 de milioane pentru calificarea la Euro și 1 milion pentru victoria cu Ucraina. Dacă România obține o victorie cu Belgia, îi va intra în conturi încă 2,5 milioane de euro, adică 1 milion pentru victorie și 1 milion jumate pentru calificare, fraților. Da, bani și bani mulți, îți dai seama când vine performanța, e normal să fii plătit pentru tot efortul, da, care l-ai depus pentru echipa națională și pentru toți românii. Băieția merită toți banii, bă, fraților. Da, avem emoții pentru că se scurge timpul, e vineri. Vineri dimineață când fac eu clipul ăsta, fraților, și sâmbătă, ora 22, fierbe România. Bă, fierbe România, bă, fraților. Dacă nu luăm bătaie, bă, nu zic că dacă batem, dacă nu luăm bătaie, scrie-mi iară istorie. Da, se va vorbi peste tot în presa mondială despre România.